3, 2, 1, fogo! Joi au fost nimicite ultimele 12 proiectile de artilerie și 78 de componente ale unor bombe de aviație cu fragmentare care aparțineau Armatei Naționale. Foarte periculos. Rata de acțiune la un proiectil de model acesta este undeva în jur la vreo aproape 4 km. Aceste muniții au fost destinate pentru nimicirea forței vii în cadrul acțiunilor de luptă, deoarece Moldova este stat neutru, noi nu le prevedem ulterior pentru utilizare. Detonarea nu a avut loc fără incidente. Prima explozie a fost tratată din cauza unei probleme tehnice. Prima fază a proiectului s-a desfășurat la mijlocul lunii decembrie anul trecut. Proiectul de distrugere a stocului de muniții a fost implementat cu ajutorul finanțării externe și a costat peste 100.000 de euro.